Greuț, e un pic mai greu pentru cine nu cunoaște, e un pic de muncă, dar merită, spun eu, pentru că e păcat să avem clapă cu aranjor, da, și acordeon cu MIDI și să nu știm să folosim avantajul ăsta decât să investim într-un Juicy Sound. Bineînțeles, cine are bani, are bani, cine nu folosește, eu am un MIDI Panda. Mă duc 150 de metri în față de la scule, e de ajuns și spun eu, eu am pus doar ce am vrut ca și tonul, da? Fiecare are tonurile lui în clapă și preferințele lui. Astfel încât când mergem în față, nu mai depindem de cineva, noi dăm direct pe registru. E păcat să nu folosim această opțiune și să ne folosim de ea. Și încă un lucru, noi cu ocazia asta, dacă tot conectăm prin MIDI acordeonul, putem folosi să ne acompaniem cu bașii în același timp. Știu eu, avem un clăpar mai slăbuț la folclor, da? Să spunem, sau vrem neapărat să dăm conotația dorită, da? Mă refer la armonica din spate, la ritm, da? Și atunci ce facem? Cântăm cu bașii ca și cum am acompania în stânga la aranjor, da? Și facem și un exemplu. Acum acompaniem cu clapa, același lucru putem face cu acordeon. Dar poți să se schimbă acordul, da? Major, minor, ok. Thank you.
Haideți să vă arăt un pic. Deci, am selectat, am făcut un ton în care mie clăparul din spate mi-l selectează, de exemplu, da, FR3X tonuri. Ok. Așa. Acum arată mai bine. FR3X, da? Ok, tonuri. Selectând acest ton, da, eu o să am aici întotdeauna pe upper 1, aici o să-mi joace mie tonul care cânte cu acordeonul. O să-mi apară tot timpul. Este dat pe off, da? Este dat pe off, pe mute, pentru că atunci când apesăm să se audă doar chitara care este pe upper 2, pentru că bănuiesc că cer cu clapa să ne acompanieze. Dacă aș da drumul și la upper 1, s-ar auzi. Da, am înțeles. Dacă nu se aude. În fine, ideea este să fim pe mute cu ceea ce nu vrem să se audă. Mai ales tonurile care o să ne apară nou tot timpul. De exemplu, dacă eu am cum ansamblu Andra 2, da? Pe upper 1, dacă apes la acordeon registrul 1, da? El automat se schimbă acordeon Juicy Sound, da? Și acum să schimbăm al doilea registru. Ați văzut? Mi-a schimbat și clapa, da? S-a dus exact unui al treilea, clarinet. Ok. Lăsăm la primul acordeon Juicy Sound, da? Și o să încadă tot timpul pe upper 1. Indiferent ce fac eu cu acordeonul și cum am setat registrele, nou aici la acompaniament, ne rămâne chitara care e pusă pe upper 2 să poată clăparul să ne acompanieze. Cine are Juicy Sound înseamnă că are bani sau e doar o preferință, da? E doar o preferință și nu are propria trupă și nu se înțelege bine cu, nu vrea să depindă de un anume clăpar, o anume orgă cu aranjul. Așa, Juicy Sound-ul și îl pune acolo într-un col și asta e. Dar cine are înțelegerea asta și poate să definească și treaba asta să o îndeplinească, eu zic că e ok să vă folosiți de aranjorul vostru, de orga de informație, pentru că se poate și așa. E un pic mai multă muncă, cum am și spus. Na, eu am făcut pentru voi, v-am dat doar o idee, sper să vă ajute. Ce vreau să vă mai spun e că să putem cânta cu dinamica din acordeon, da? Să-i dăm dinamica din burduf, trebuie să umblăm, intrăm în meniu și avem aici după butonul alb la drums, harmonica, da? Cine are FR3X? Drums, harmonica, dăm aici și o să ne apară B mic, E mare, A mare. Acolo a ajuns, dăm, bineînțeles că sunt cu albul dăm înapoi, da? Și cu ăsta negru, de la harmonica dăm înainte. Dăm înainte până dăm de opțiunea asta, B mic, E mare, A mare. Și mergem sus la primele butonașe și o să fie pe off. Ei, noi o să dăm pe on. Asta înseamnă că am setat acordeonul să ne ia dinamica din burduf. Cu cât trage mai tare de burduf, cu atât se aude mai tare muzica. Se aude mai tare tonul. Da? Ați observat. Ce vreau să vă mai spun. Pentru a umbla la transposer, intrăm în meniu. Eu am uitat să trec chestia asta și când am făcut tutorialele anterioare pentru FR3X. Cred că tamant chestia asta n-am mai trecut-o.
Da, deci mergem în meniu, apăsăm, ținem apăsat până intrăm în meniu și... Uitați-vă, de la AUD, prima opțiune care ne pare, tot tastăm cu A-sax și T-sax, da? Deci A-sax dăm înainte. Până o să ne apară T-R-P. T-R-P mare. Deci T-mic, R-mic, P mare. Și acolo am ajuns în transpoze. De unde dăm înainte cu trumpet, da? Adică cu plusul. Plus 1, plus 2, plus 3 cu trumpet. Și înapoi octava cu trombone. Înapoi la minus 1, minus 2 cu trombone. Deci înainte cu trumpet și înapoi cu trombone. La minus. Plus și minus, da? La transpoze. Vă mulțumesc din suflet și sper să vă fiu de folos așa cum am crezut și cred că pot fi pe lumea asta de folos vouă, lăutarilor și nu numai, și începătorilor și celor care nu știu să umble. La revedere!